Nu știu, e ceva în comportamentul nostru care arată cât de urât ne-au schimbat acești 28 de ani. Câtă nefericire mută s-a adunat în societatea noastră. Nu știu dacă ați observat câteva lucruri. Avem nevoie de eroi și avem nevoie să fim mulți, să ne simțim solidari. Avem nevoie să ne încredințăm cuiva. Avem nevoie să ne legăm toate speranțele de cineva. Că a fost Iliescu, că a fost Băsescu, că a fost Iohannis, că e Chioveși sau că e Cioloș. Zicem, construim democrația, construim statul de drept, construim, de fapt, vrem să-i dăm cuiva puterea să construiască el. Ia tu, meștere, da, fă tu ce e de făcut. Ne lăsăm pe mâna ta, că ne place de tine, vai. Ne place cum le spui, gândește exact ca noi, șefule. Nu vi se pare că noi întotdeauna, dar întotdeauna am pus în țara asta funcționari înaintea instituțiilor, persoanele înaintea procedurilor și inevitabil pe cineva mai presus de lege? O, da, pentru că acolo s-a ajuns de fiecare dată. Și până să se pună anumite persoane mai presus de lege, le-am pus noi. Da, știu, e în ADN-ul nostru ierarhia. E demonstrat științific că avem nevoie de ordinea asta, de sus în jos. Dar la noi, la români, nu știu, parcă s-a greșit cumva rețeta. Regele a fost în aceste zile o contrapondere la toți cei care ne-au fraierit, la toți iubiții noștri din acești 28 de ani, toți derbedeii care ne-au lăsat cu burta la gură, ne-au furat banii din șifonier și duși au fost. Pentru că ăștia suntem, fraților, ne îndrăgostim imediat de orice golan care ne face cu ochiul. Acum toți acești oameni care au trecut să și-a rămas bun de la rege, toți acești oameni care l-au condus spre patriarhie și apoi la gară, toți oamenii care l-au salutat pe drum, nu sunt monarhiști, cum aiurea susțin unii. Sunt cetățeni dezamăgiți, înșelați, sărăciți, mințiți. Noi toți suntem păgubiții acestui joc piramidal al celor 28 de ani de așa zisă democrație. Oamenii au văzut în rege, în toți acești ani, un cu totul alt model, un cu totul alt caracter, o cu totul altă conduită decât la penibilii noștri oameni politici. Nu mor românii după casa regală, ba chiar strâmbă din nas și le pute când îl văd pe unul ca Duda care se dă mare prinț. Nu se omoară românii nici de privilegiile pe care ăștia vor să le pregătească pentru casa regală. Auzi, 25 de milioane de euro pe an pentru casa regală. Ia auzi, dar casa normală ce are? De ce aia regală e mai brează? Nu, nu după asta au plâns românii, nu după asta au privit în gol și s-au rugat. Din păcate e simplu, e trist de simplu. Regele ar fi fost o șansă disperată. Nu vedeți că noi numai așa gândim? Bă, dar dacă era ăsta, poate era mai bine, nu? Părem acei oameni care au încercat orice, dar absolut orice și le-a ieșit de fiecare dată, bă, scuzați, un mare rahat, o prostie, nimic. Regele a fost pus în balanță cu gargaragii ăștia. El a fost decența, ăștia au fost desfrâul, dezmățul. El a fost coloana vertebrală dreaptă, ei au fost lugoii unora și ai altora. Într-un montaj video, BBC a scris că peste 20.000 de oameni au ieșit pe străzi. La București, Calea Victoriei a fost plină, cortegiul fiind aplaudat și la Piața Unirii, pe Bulevardul Magheru sau pe Bulevardul Chiselef.
Ați observat asta? Ați observat că e o adevărată nebunie în societate cu numărul? Câți au fost? Câți? Câți am fost? Am fost mai mulți noi sau au fost mai mulți ei? Sau ăștia din politică? Cât? A, doar 20.000 în stradă? Pe noi ne-au ales 4 milioane! Ce e asta? Nu cumva abordarea asta stupidă spune altceva despre noi? Nu cumva spune că am fost prea mult timp noi și ei? Noi împotriva lor? Noi cei buni și ei cei răi? Nu cumva mulți au văzut în rege tocmai această nevoie de solidaritate? Această dorință de a fi uniți? Nu cumva marea nenorocire a celor 28 de ani a fost că cei care ne-au condus au separat mereu România? Intelectualii și muncitorii, partidele istorice și feseniștii, cultivații și proștii, contribuabilii și asistații, putorile de la stat și harnicii de la privat. Admirația mea pentru tineri, studenți și alții care... Dintre ei au fost cei care și-au dat viața ca să scăpăm de un sistem care n-a adus fericirea țării. Îi urez cât se poate de bine și să aibă curaj mult să continue lupta pentru libertate și democrație. Credeți că în România poate fi democrație? Sigur că va putea, dar va trebui un timp. Aceste zile au fost despre rege în aceeași măsură în care au fost despre noi. Bineînțeles, de azi avem din nou treabă. Noi sau ei? Ei sau noi? Hai să vedem! Cu băieții care umblă la legi, cu marele Ciordache, ne ocupăm imediat. Da, din păcate, istoria nu ne dă pauză și tot din păcate noi nu prea suntem buni fără pauze. La pauze și la sport suntem noi buni.